Consiliul Județean Iași va aproba mâine solicitarea de trecere din domeniul public al municipiului Pașcani în domeniul public al județului Iași a unui teren în suprafață de 579.500 de metri pătrați în vederea construirii Parcului Industrial Pașcani. Terenul are acces la drumul județean 208L Pașcani-Brătești-Miroslovești și nu este afectat de nicio sarcină tabulară, ipotecă, măsură asiguratorie sau procedură de executare. Autoritățile județene își propun dezvoltarea întreprinderilor mari, mijlocii și mici, precum și crearea de noi locuri de muncă.